Și acum suntem într-un moment oarecum paradoxal. Pe de o parte, totul stă sub specia ironiei, a sarcasmului, a inteligenței incisive și speciile amenajate se descopere. Pe de altă parte, e un moment trist pe care nu l-am gândit așa și nu l-am prevăzut așa. Și aș vrea să începem cu un moment de reculegere în memoria lui Florin Tudose, jumătatea acțiunii pe care Denis Grebu a imaginat-o și a adus-o până aici. Da. Mulțumesc. Să sperăm că și Florin Tudose e pe undeva prin preajmă, cel puțin prin ce a făcut, dacă nu prin cine știe ce... Prin spirit. Da, ce apariții subtile. Este, prin spirit. Deci sunt trei momente în seara asta. Un moment care privește cartea. Și cred că e una dintre cele mai devastatoare imagini a unui anumit tip de comportament public, a politicianului care compromite spațiul în care se manifestă și în care încearcă și pe noi să ne atragă, încearcă să le confiște din spațiul ăsta. Politicianului impostor. Florin Tudose, din perspectiva psihiatrului și din aceea observatorului, încearcă să deconspire, să descopere, dacă tot suntem în momentul acoperirilor, să descopere acest tip de personaj insidios, de personaj ocult, care intră în spațiul nostru cotidian, care intră în istoria noastră personală, care intră în familia noastră, intră în spațiul mare pe care îl respirăm și ne viciază. Portretele pe care el le face sunt, pe de-o parte, și portrete literare, pentru că intră într-o mare suită de portretistică narrativă, de la Lovinescu, nu mai vorbesc de Călinescu, și până încoace, dar sunt cumva portrete pe dinăuntru, portrete ale unor malformații, psihologice, comportamentale, care tulbură dinamica personalității, dar fără să piardă un anumit tip de coerență, pentru că se știe foarte bine, paranoicii au o coerență, dar e în afara realului. Cel puțin câteva secvențe din dialogurile cu ei pot fi socotite fapte de comunicare. Apoi încep să comunice direct cu extraterestri, fără să-și piardă o logică, un anumit tip de logică. Deci cam asta descoperă aici Florin Tudose și nu-i vorba de personaje paranoice în sine, ci de un fel de paranoia de masă, paranoia întinsă până la un nivel de criză a spațiului public. Felul în care portretizează aceste personaje este, pe de-o parte, profund, profesional, în care competența lui de psihiatru se regăsește pe deplin, pe de altă parte sunt portrete devastatoare, portrete care îi anulează pur și simplu, portrete care își anulează modelele. Componenta cealaltă a cărții, cea grafică, aproape că nu ar mai avea nevoie de nicio prezentare, pentru că Denis Grebu are o capacitate de a se plimba prin lume și de a face zgomot, e puțin zis, de a răsturna prin cantitatea de decibeli tot ce înseamnă armonie în structura ei, în compoziția ei. Dar o face cu o inteligență, cu o capacitate de observație și cu o capacitate de judecată intrinsecă excepțională.
aproape că nu există imagine pe care a construit-o David Grebo care să nu fie o meditație nu asupra personajului, că personajul devine model negativ cumva, devine țintă, dar o meditație asupra condiției omului în spațiu public. Pe de o parte, ai tentația ferească să te amuzi, să râzi la provocările pe care ți le lansează David Grebo, dar în esență ele sunt triste. Sunt tragice, da, sunt de-a dreptul tragice, pentru că sunt personaje care fac din noi captivii acestui tip de ironie, cum să zic eu, pe care noi nu o consumăm, suntem chiar înăuntru ei. Ei construiesc spațiul ironic în care noi avem iluzia că trăim relaxați. Și al treilea moment important este că măcar atâția cât suntem în seara asta, facem diferența între candidatura Monicăi Macovei și a celorlalți. Așa. Dacă nu diferența cantitativă, în orice caz, o diferență calitativă și diferența de luciditate. Suntem așa. Nu numai că suntem nu ceilalți sunt altfel. Noi suntem normali. Așa. Nu, eu vă spun de observație analitică. Suntem altfel. Suntem altfel dacă ne privim din partea lor. Noi suntem normali și suntem... suntem atât de normale încât avem și o anumită capacitate de sacrificiu. Suntem jenați. Da. Cei anormali au capacitatea de a-i sacrifica pe ceilalți. Și toată istoria noastră e plină de sacrificii, dar pe care l-au suportat alții niciodată cei care au fost înăuntru actului de a sacrifica. Eu am postat pe Facebook la începutul campaniei electorale 10 motive din care o susțin pe Monica Macovei. Așa, un decalog am susținut. Un decalog și am spus acolo cam ce se putea spune pe Facebook. Dar cât a făcut Monica Macovei în toată perioada asta este imposibil de spus într-o narație conjuncturală. Chiar și la o întâlnire de oameni care se înțeleg din priviri. Pentru că dacă suntem în momentul acesta, într-un moment în care se promite măcar o asanare într-o oarecare perspectivă a societății românești și s-a declanșat acest mecanism, elementul fundamental al declanșării este Monica Macovei cu cele 40 de kilograme ale ei și cu talia pe care are, 50. Te lauzi. Așa. Deci, un om fragil, delicat, cu o apariție așa aproape descurajantă când îl vezi în compania unor... în ansamblu străzii. Așa, îți vine să o crotești, o iei de mână ca să nu-i se întâmple ceva. A reușit să schimbe perspectiva asupra unui sistem întreg, să răstoarne cutumele, să bulverseze tot establishmentul pe care îl știm cu toții. Și dacă ne mai amintim că cei satanizați în toată perioada asta au fost Macovei și Băsescu, sau Băsescu și Macovei, avem și logica acestei anticipări foarte, cum să zic eu, foarte bine identificate a celor care au făcut toată această campanie negativă de încă de acum 10 ani. Faptul că a fost atât de înjurată, atât de lovită, arată de fapt cât de mult contează în perturbarea echilibru propriilor lumi. Și cum au știut cu o inteligență din asta gregară să identifice pericolul și să știe de unde le-ar putea veni sfârșitul. Astea sunt cele trei evenimente. Sunt pe jumătate melancolice,
sunt pe jumătate triste, sunt pe jumătate umoristice și încă pe jumătate, fiindcă întotdeauna lucrurile importante au mai multe jumătăți, pline de speranța că, că seara asta poate să fie preludiu petrecerii de după Torodoi. Și evident că Maria Reducanu este aici și este însoțitoarea, este alter ego-ul lui, lui Davis Grebu. El, așa mefistofelic, așa ca un spiriduș care, care umblă prin, prin lume și ea, și ea luminoasă, solară, plină de, de energie diurne. Așa. Total luminoasă. Ei, lasă-mă pentru, pentru demonstrație. Da, pentru demonstrație. Așa. Deci, da. Asta, asta s-a făcut. Hai, gata, rog. Păi nu, stai aici. Da. Ca să s-au. Ca să s-au. Tre, ho, hi, ho, hi, ho, ha. Mamale, tătăle, oilor furatu, pe min mor legatu. Hai, hai, tre, hu, hi, hu, hi, hu, ha, corvinii străinii, ne-or lua și câinii, oilor furatul, pe mine mor legatul. Hai, hai, berbecele mare, parcei la frigare, parcei în căldare. Hai, hai. Nu se poate să fie decât mai bine. Pentru că altfel a murit de mult. Da, mulțumim. În continuare,